Lucram ca și asistentă la un spital privat și aveam în grijă de un an un bărbat foarte frumos. Însă mi-a fost teamă să-i spun mamei lui ce simțeam. Când am ajuns la muncă, mi s-a spus că voi avea în grijă un pacient care avusese un accident și care acum era în comă. Am luat fișa sa și am mers în salonul în care era internat. Când am intrat la el, pur și simplu nu îmi puteam lua privirea de la el. Era un bărbat foarte frumos. Avea trăsături atât de frumoase, încât îmi venea să-l privesc în continuu. Timp de o săptămână, l-am îngrijit în spital. Dar după acea săptămână eram plătită pentru a avea grijă de el la domiciliul său. Mergeam în fiecare dimineață și plecam seara de la el. Când intram la el, era o bucurie că îl pot vedea. Îi administram tratamentul, apoi îi vorbeam despre cum a fost ziua mea, ce am mai făcut. Îi spuneam totul, dar niciodată nu plecam fără să-i spun: „Fă-te bine, te rog. Ești puternic. Ești minunat. Găsește în tine puterea să te trezești din nou.” Cu fiecare zi pe care o petreceam alături de el, simțeam că mă apropii tot mai mult. Trecuse 10 luni, iar eu mă duceam cu bucurie la acel pacient care pentru mine era mai mult decât pacient. Mă îndrăgostisem de acel bărbat frumos care era în comă. După 11 luni, mama mea murise. A fost cea mai tristă perioadă din viața mea. După ce am înmormântat-o, am mers la acel pacient frumos de care mă îndrăgostisem și plângând i-am povestit totul. M-am pus în pat alături de el, mi-am sprijinit capul pe pieptul lui și l-am ținut de mână. Simțeam că nu mai aveam pe nimeni în acea lume în afară de el. În fiecare seară mă rugam la Dumnezeu să îl facă bine și să se trezească din comă, deoarece nu mai aveam pe nimeni acasă și făceam naveta între casă și casa acelui pacient. Am vorbit cu mama sa și i-am spus dacă ar fi de acord ca eu să dorm acasă la ei, într-o cameră din acea vilă mare, ca să nu mai fac naveta și să mă pot ocupa mult mai bine de fiul ei. Ea a fost de acord și a doua zi m-am mutat în casa lui. Aveam inima plină de bucurie și de speranță că se va face bine. În fiecare zi îl îngrijeam cu atât de mult drag de parcă ar fi fost soțul meu. Într-o seară, înainte de a pleca de la el, i-am spus: „Te rog să te faci bine, deoarece am multă nevoie de tine. Găsește puterea să revii. Te iubesc.” Însă nu văzusem că mama sa era la ușă, privindu-mă. Când m-a auzit, a venit la mine și mi-a spus: „Nu-mi vine să cred că am avut încredere în tine și că te-am primit în casa noastră să ai grijă de fiul nostru. Iar tu ce faci? Spui că te-ai îndrăgostit de el? Cu siguranță nu ești decât una dintre sutele de femei care l-au vrut pe fiul meu doar pentru că știau că este bogat. Cred că doar asta te interesează și pe tine, doar averea lui. Te rog să îți strângi toate lucrurile chiar în această seară și să pleci din casa noastră. De mâine voi angaja o altă asistentă care să se ocupe de tratamentul fiului meu.” Când am auzit cât de aspră a fost mama sa cu mine, mi-au dat lacrimile și am plecat în camera mea. Nu avea rost să o conving de faptul că sentimentele mele erau sincere, pentru că nu m-ar fi ascultat. Probabil că de-a lungul timpului chiar au fost multe femei care au profitat de faptul că fiul său avea o avere impresionantă, dar pe mine chiar nu mă interesa situația materială. Eu mă îndrăgostisem de chipul său frumos. Mi-am făcut bagajele și pe furiș m-am dus să-mi iau rămas bun de la el. L-am îmbrățișat și ca de fiecare dată l-am rugat să se facă bine. L-am pupat pe frunte, apoi cu greu m-am despărțit de el. Simțeam că mi se frânge inima, dar nu aveam puterea să mai fac ceva. Am plecat din nou la mine, dar gândul meu era doar la acel bărbat. Mi-am luat câteva zile de concediu, să-mi revin după ceea ce trăisem, apoi mi-am reluat munca la spital. Gândul meu era doar la el. Mă întrebam: oare ce face? Cum este? Cum se mai simte? Zilele treceau rând pe rând, iar eu mergeam zilnic la muncă să uit de toate. După o lună, într-una din zile, o altă asistentă care era colegă cu mine mi-a spus să cobor la parter, deoarece mă așteaptă un pacient care vrea să mă întrebe ceva legat de un tratament pe care i l-am administrat. Nu știam despre cine era vorba, dar am mers să încerc să rezolv problema. Când am coborât și am văzut cine era pacientul, am simțit că nu mă mai țin picioarele. În fața mea, cu un buchet mare de trandafiri albi,
stătea pacientul pe care îl îngrijisem și de care eram îndrăgostită. Am ajuns lângă el și nici nu știam ce să-i spun. L-am privit și după câteva minute i-am spus: "Bună ziua, domnule! Nu îmi vine să cred că sunteți bine." Atunci el mi-a zâmbit și mi-a dat buchetul, iar apoi mi-a spus: "Putem merge 5 minute afară? Deoarece doresc să vă spun ceva." "Desigur," i-am răspuns eu. Când am ieșit afară, m-a îmbrățișat atât de strâns, încât pentru o clipă am simțit că nimic și nimeni nu mai exista în jurul nostru. Parcă eram doar noi doi. Apoi m-a sărutat și mi-a spus: "Și eu te iubesc mult de tot. De fiecare dată când îmi vorbeai, de fiecare dată când îmi spuneai că sunt puternic și că tu crezi în mine că mă voi face bine, te auzeam. Tu mi-ai dat putere să lupt și să-mi revin. Auzeam fiecare cuvânt de-al tău, doar că nu îți puteam răspunde." Atunci lacrimile au început să-mi curgă pe obraj. El mi le-a șters și mi-a mulțumit. Apoi mi-a spus că nu mai vrea să stea nicio clipă fără mine. Chiar în acel moment a coborât și mama lui din mașină și s-a apropiat de noi. Mi-a spus că își cere scuze pentru felul în care m-a tratat și că acum a înțeles că eu chiar îl iubeam pe fiul ei. Mi-a spus că mă așteaptă cu brațele deschise acasă. Nu îmi venea să cred. Parcă trăiam o poveste. M-am căsătorit cu el și avem împreună o fetiță minunată și o viață frumoasă. Morala poveștii: dragostea poate învinge totul. Atunci când te simți iubit, încurajat, apreciat, respectat, poți trece peste orice greutate din viața ta.